Mare vă invităm să urmăriți seminarul Portretul Biblic al Căsătoriei. Stimați ascultători, astăzi vă prezentăm partea a doua a subiectului Alipirea, rolul soției. Biblia afirmă despre femeie despre soție că este ajutorul potrivit pentru soțul pentru bărbatul ei. Ce înseamnă în mod literal a fi un ajutor potrivit? Cuvântul ebraic înseamnă în mod surprinzător a fi opus. Cea mai bună traducere pe care am găsit-o spune autorul acestui studiu este cuvântul corespondent. Dacă eu fac lucrarea aceasta, atunci tu faci această parte din lucrare. De multe ori, când soții și soțiile se căsătoresc, își spun: Suntem atât de diferiți. Sigur că sunt. Datorită diferențelor, soția poate să-l ajute pe soț, și soțul poate să o ajute pe soție. Rolul primar al soțului, însă, nu este acela de a ajuta. Soția are rolul primar de a ajuta. În momentul imediat următor, Dumnezeu ne-a arătat tuturor cât este de comparabilă soția față de soț. A creat-o Dumnezeu pe Eva la fel cum l-a creat pe Adam? Nu. Dumnezeu a făcut ceva diferit, ca o imagine deosebit de remarcabilă, care să demonstreze cât de țesut împreună trebuie să fie acest ajutor. În Geneza, capitolul 2, Biblia spune: Atunci, Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Nu este oare interesant? Așadar, Dumnezeu l-a făcut pe om și a zis: Nu este bine să fie singur, o să remediez problema aceasta. Dumnezeu vine, îl adoarme pe om, pe bărbat îi ia o coastă și îi închide carnea la loc. Biblia nu spune doar că a creat-o pe femeie. În ebraică spune că a modelat-o, a cioplit-o. Definiția corectă este Dumnezeu a construit-o pentru bărbat. Dumnezeu a construit această femeie pentru acest bărbat ca să-i fie ajutor, pentru realizarea țelurilor și visurilor pe care le pune Dumnezeu în inima bărbatului. Lucrurile nu diferă cu nimic astăzi. Dumnezeu îi aduce la oaltă, iar femeia și bărbatul sunt atât de diferiți. Ajung să devină împreună un singur trup. Tot așa cum Dumnezeu a adus-o pe Eva la Adam, și ei au devenit un singur trup. La fel, Dumnezeu aduce împreună soții și soțiile de astăzi ca să devină un singur trup. Și ei au aceeași însărcinare, să supună și să stăpânească pământul, oricum ar arăta ei la înfățișare. Așadar, ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă, pentru că cele două părți se potrivesc la oaltă. Când ne-am căsătorit și am devenit un singur trup, este o minciună să-ți mai spui: Există altcineva mai bun pentru mine decât acesta sau aceasta? Aceasta este o minciună, deoarece partenerul tău este ajutorul potrivit pentru tine. Cum mai este soția comparabilă cu soțul? Foarte interesant, este vorba de faptul că a fost luată din coasta lui. Eva nu a fost luată din capul lui Adam ca să domnească peste el, nici din picioarele lui ca să fie călcată în picioare de către Adam, ci a fost luată din coasta lui ca să fie egală cu el, de sub brațul lui ca să fie apărată de el, și din apropierea inimii lui ca să fie iubită de soțul ei. Cum mai este soția comparabilă cu soțul? Geneza, capitolul 2 spune. Apoi Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Este bărbatul după chipul lui Dumnezeu? Da, este. Este femeia creată după chipul lui Dumnezeu? Da, este. Este vreunul dintre ei mai puțin creat după chipul lui Dumnezeu? Nu, ci ambii sunt creați egal după chipul lui Dumnezeu. Este porunca de a supune pământul dată doar lui Adam? Nu, porunca este dată ambilor, și soțului și soției. Rolul pe care îl joacă cei doi este însă foarte, foarte diferit. Rolurile sunt: soțul este liderul și soția este cea care îl urmează. În 1 Corinteni apostolul Pavel ilustrează frumos această realitate. El spune ceva ce nu vreau să pierdem. În 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3, apostolul Pavel spune, Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. În versetul 8 și 9 spune, În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Iată versetele 11 și 12. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie, și toate sunt de la Dumnezeu. Aceasta este o parte importantă. Bărbatul nu a fost creat pentru femeie. Femeia a fost creată pentru bărbat. Societatea noastră este departe acum de asta, nu-i așa? Calea societății este alta. Să fiu sincer cu voi, spune autorul acestui studiu, Biserica este cam cu un metru în urmă. Acest concept potrivit căruia rolul soției este de a-l ajuta pe soț, este 100% voia lui Dumnezeu. Când am început să învățăm cum să fim părinți, am încercat să ne iubim copiii. Când erau foarte tineri, uneori reușeam, alteori falimentam. Într-o zi, a venit soția mea la mine, spune autorul acestui studiu, și mi-a spus: Copiii au nevoie de mai multă dragoste din partea ta. Ce vrei să spui? I-am răspuns. Le-am spus și am făcut pentru ei asta și asta și asta. Soția mi-a răspuns. Știu că îi iubești și că toate lucrurile pe care le-ai făcut sunt modul tău de a le arăta că îi iubești. Dar știi ceva? Ei nu percep asta ca fiind dragoste. Întrebarea nu este dacă îi iubești. Întrebarea este dacă ei simt că tu îi iubești. Când dăruiești dragoste, trebuie să o dăruiești în așa fel încât cealaltă persoană să se simtă iubită. Cine anume va determina dacă tu, ca și soție, îți îndeplinești sau nu rolul de ajutor pe care ți l-a dat Dumnezeu? Determine acest lucru tu, ca și soție? Nu cred. Eu cred că Scriptura ne învață că soțul definește ajutorul de care are nevoie. De multe ori, soțiile hotărăsc singure cum vor ajuta, ce vor face și ce nu vor face. Așadar, ele determină cum anume vor ajuta, dacă vor ajuta. Biblia spune că Dumnezeu a adus o pe soție la bărbat ca să-l ajute. Dacă aș putea fi biblic cu voi, toate acestea pot fi irelevante. Întrebarea pe care soția ar trebui să o pună soțului este: cum te pot ajuta? Ce ai vrea să fac eu? Știți ce ar fi surprinzător să vedem? multe dintre lucrurile în care bărbatul nu se simte ajutat deloc. Și apoi lucrurile în care bărbatul s-ar simți incredibil de înălțat și încurajat, dar soția nu vine să îl întrebe cum te pot ajuta, ce ți-ar place să fac, cum te pot ajuta să-ți atingi visul, ce pot face ca tu să poți deveni omul care ai fost făcut să fii. Există o expresie foarte răspândită care spune că în spatele fiecărui bărbat mare este o femeie și mai mare. Să știți că nu am întâlnit nicio excepție de la această regulă. Nu vorbesc în hiperbole. Fiecare bărbat pe care îl cunosc, care este extraordinar în îndeplinirea viziunii pe care i-a dat-o Dumnezeu, fie că este vorba de afaceri, agricultură sau lucrare spirituală, are în spatele său o femeie remarcabilă. Când soțul este la pământ, nu contează dacă ea este la pământ sau nu, ea îl ridică. Când soțul își pierde visul, când își pierde calea, ea îl îmbrățișează, ea crede în el, ea spune, acesta este bărbatul meu, el este bărbatul meu. Și eu îmi voi împlini rolul meu de a-mi ajuta bărbatul să-și atingă visul pe care Dumnezeu îl are pentru el. S-ar putea oare ca voi, soțiile, să munciți din greu, dar să nu vă ajutați soțul? Cred că se poate. De multe ori, când călătoresc prin țară, mă implic în consilierea bărbaților din conducerea organizațiilor creștine și a bisericilor. Adesea descoper în lucrare două categorii complet diferite de bărbați. Un bărbat este frustrat, nefericit, limitat. Un altul crește și are o părere bună despre sine însuși. Este gata să se bată cu monștrii pentru că soția lui este acolo și crede că el poate birui monștrii. Sunt aici, aruncă-mi un trandafir, sunt alături de tine, voi fi cu tine întotdeauna eu cred că tu ești cel mai grozav bărbat din câți există, pentru că îți dăruiesc ție viața mea. De ce oare o femeie egală cu bărbatul, creată după chipul lui Dumnezeu, și-ar dărui viața ei unui bărbat? Sunt două motive. Primul, pentru că ea își dă seama că a fost creată exact pentru asta. Al doilea motiv, ea va fi cea mai fericită și cea mai împlinită în rolul pe care i l-a dat Dumnezeu. Există o întâmplare în Vechiul Testament care îmi amintește de soția mea, conchide autorul acestui material, fiindcă eu am ca parteneră un ajutor extraordinar. Dacă ar fi să schițez un portret pentru soția mea, l-aș schița pe Moise în marea bătălie când trebuia să își țină mâinile ridicate. Când mâinile lui Moise cădeau jos, bătălia era pierdută. Pentru că Moise era bătrân, au venit doi bărbați și au ținut mâinile ridicate, și bătălia a fost câștigată. Eu simt că susținerea brațelor bărbatului este factorul cheie pentru succes și pentru câștigarea bătăliilor vieții. Eu aș fi pierdut fără sprijinul soției mele. Nu că aș fi doar singur, ci aș fi și fără putere. Ea împuternicește, ea iubește, ea crede, ea se roagă, ea ajută, ea este din coasta mea. Întrebarea mea pentru tine, ca femeie, este dacă înainte de sfârșitul acestei zile vei merge la brațul soțului tău, îl vei privi în ochi și vei spune sunt a ta. Vreau să îți susțin brațele. Ce pot să fac ca să te ajut? Și apoi ajută-l. Stimați ascultători, episodul de astăzi se încheie aici. Data viitoare vom discuta despre supunere, responsabilitatea soției. Ați urmărit seminarul Portretul Biblic al Căsătoriei.